discuția după ce vom urmări un foarte scurt filmuleț, o înregistrare, de fapt, din Parlamentul României, pentru a vedea și care este calitatea umană a unora dintre vicepremierii noului guvern. Este vorba de domnul Marcel Ciolacu, care era secretar al Camerei Deputaților în legislatura anterioară și care de la prezidiu nu s-a sfiit să utilizeze un limbaj vulgar atunci când de la microfon arătam că voturile în plen sunt numărate în mod eronat, în mod fraudulos. Pe lângă gravitatea acestui lucru, că voturile din Parlamentul României sunt numărate în mod greșit și uneori chiar este inversat rezultatul, în sensul că alta era majoritatea decât cea anunțată de la prezidiu, pe lângă acest lucru extrem de grav, să urmărim în această înregistrare și care este reacția extrem de agresivă și de vulgară a domnului vicepremier astăzi, Marcel Ciolacu. Vă rog. Procedura, domnul Cernea. Domnul Munteanu, sunteți drăguți. Domnule președinte, mai devreme am filmat voturile și am încercat repede să număr. Voturile celor de la PNL plus voturile celor de la UDMR au fost mai multe decât voturile celor de la PSD. La primul amendament pe care l-ați supus la vot au fost 30 și ceva de voturi pentru procedura, amendament. Procedura, domnul... Procedura nu s-a numărat corect, ar trebui să fie cerut apel nominal. E deplorabil oricum că suntem atât de puțini în sală și eu o să fac un selfie cu sala, dar vă spun că iarăși nu s-a numărat corect și îi invit pe colegii, fie de la UDMR, fie de la PNL, să ceară apel nominal. Da, uitați-vă, sunt doar 15-20 de voturi PSD și iar acolo PNL plus UDMR sunt bine, mult mai multe. Bine, mulțumesc. 71-77 dacă sunt. Păi, nu mă faci pe mine mincinos, mă, bău. Ați auzit exprimarea unui chestor, ați auzit limbajul neregulamentar. Dacă numărați și jurnaliștii din spate, poate că ies mai multe voturi la PSD, dar eu vă spun mulțumesc. Că votul a fost fraudat și este trist pentru România că se întâmplă asta. Da. Rămâne la votul final, sunt de la mâine, în funcție când va hotărâ biroul permanent. Mergem mai departe. Da, microfonul domnului Ciolacu nu era deschis, s-a auzit ceva mai încet modul în care s-a exprimat, însă limbajul folosit a fost unul vulgar. Sper că această filmare, care deja este postată pe Facebook, să se viralizeze. Este inadmisibil că oameni cu o asemenea lipsă de autocontrol sunt acum în poziții decidente cu privire la soarta fiecăruia dintre dumneavoastră.